Decizia modului în care se va relua școala de pe 8 noiembrie încolo ar putea fi luată descentralizat de către fiecare unitate de învățământ în parte în funcție de incidența de infectare cu coronavirus din localitate, fiindcă sunt zone unde aceasta este foarte scăzută și orele ar putea fi reluate cu prezență fizică, dar și localități unde rata de infectare este încă foarte ridicată și probabil că școala se va relua inițial online, a explicat marți ministrul Educației Sorin Câmpeanu la ProTV. Redeschiderea cu prezență fizică a școlilor ar putea să fie condiționată și de rata de vaccinare a angajaților din fiecare școală în parte, a mai spus Câmpeanu. Noile criterii vor fi anunțate vineri, 5 noiembrie, și în funcție de acestea va fi schimbat și ordinul comun al Ministrilor Sănătății și Educației, care reglementează modul în care se desfășoară școala în timpul pandemiei. În parteneriat cu Comuna Șoarș, Primăria Șercaia are un proiect prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, care presupune modernizarea drumului comunal ce pornește din Hălmeac și ajunge la Felmer. Lungimea totală a acestui drum este de 12 km, dintre care 5,7 km sunt pe teritoriul Comunei Șercaia, iar 6,3 km pe teritoriul Comunei Șoarș. Valoarea totală a investiției este estimată la 24 de milioane de lei, dintre care 23 de milioane este suma solicitată de la guvern. Cofinanțarea ce va reveni Primăriei Șercaia în acest proiect este de 300.000 de lei. Un alt proiect care urmează să fie finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Salini este cel prin care traficul greu de pe DN1 să fie deviat pe două bretele ocolitoare cu lungime totală de 8 km. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 10,9 milioane de lei, dintre care 10,5 milioane de lei ar urma să fie suma nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 320.000 de lei cofinanțarea din partea Comunei Șercaia. Pentru ocolitoarea satului Șercaia, Primăria Comunei a încercat să obțină o finanțare de la bugetul de stat și în anul 2019 prin Fondul Național de Investiții, însă această axă nu a mai fost operaționalizată de Guvernul României. În sezonul rece, mai exact între lunile noiembrie 2021 și martie 2022, statul va compensa facturile la energie electrică și gaze naturale ale consumatorilor casnici, cu condiția ca aceștia să se încadreze în anumite limite de consum stabilite de autorități și să nu beneficieze de ajutorul pentru consumatorul vulnerabil, așa cum a fost stabilit prin ordonanță de urgență în octombrie. Printr-o lege apărută vineri, autoritățile au decis modificarea unor aspecte legate de ajutorul pentru electricitate și gaze, dar modul în care se face compensarea în cazul clienților casnici nu s-a schimbat. Mai exact, compensarea se face direct pe factură, fără ca oamenii să trebuiască să facă ceva pentru asta. Autoritățile au stabilit în octombrie prin ordonanța de urgență numărul 118 că se introduce un mecanism de compensare a facturilor de electricitate și gaze naturale din perioada noiembrie 2021-martie 2022, astfel încât să se reducă impactul resimțit de consumatorii casnici în urma creșterii prețului la energie. Astfel, prin legea 259/2021 apărută vineri, au fost modificate o parte dintre regulile compensării facturilor la curent și gaze, inclusiv limitele de consum în care trebuie să se încadreze clienții casnici pentru a solicita ajutorul de la stat. Însă modul în care se poate beneficia de aceasta nu a suferit nicio modificare în cazul clienților casnici. Concret, pentru că mecanismul de compensare este unul foarte simplu, respectiv compensarea va fi făcută de furnizor direct pe factură, clienții casnici nu trebuie să facă nimic special pentru a obține. Așadar, clienții casnici nu trebuie să facă niciun demers pentru a cere compensarea, ci doar trebuie să se asigure că se încadrează în limitele de consum stabilite de autorități. Pentru a se asigura că se încadrează cel puțin teoretic în limitele de consum, consumatorii casnici de gaze și electricitate pot verifica în mod regulat contoarele sau consumurile din aceeași perioadă anului precedent. În ceea ce privește nivelul compensației, clienții casnici de energie electrică vor beneficia de o compensare în valoare de cel mult 0,291 de lei pe kilowattoră. Pe de altă parte, la gazele naturale, ajutorul de stat va fi de cel mult 33% din factură pe perioada noiembrie 2021-martie 2022. Valorile termice vor fi mai ridicate de normalul perioadei în următoarele două săptămâni, apoi vor coborî. Se anunță multe precipitații în prima săptămână din noiembrie, apoi vor fi deficitare și apropiate de cele normale.
În săptămâna 1-8 noiembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă, mai accentuată în cele din est. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest va avea o tendință în general deficitară. A doua săptămână din noiembrie, 8-15, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudvestice. În săptămâna 15-22 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii țări. În ultima săptămână, 22-29 noiembrie, mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.